Asociația pentru Dialog Intercultural implementează proiectul Erasmus Plus, parteneriat strategic pentru educația adulților și ea, proiect care își propune prevenirea și combaterea violenței domestice. Și pentru că acest proiect este foarte ambițios, pentru că violența domestică este un flagel la nivelul întregii societăți, nu numai în orașul Curtea de Argeș, apelăm la parteneri puternici, parteneri de nădejde, și unul din acești parteneri este Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș, reprezentat prin doamna director executiv, Mariana Moise. Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș duce o puternică activitate pentru prevenirea violenței domestice, are expertiză, are competențe, dar, din păcate, locuitorii orașului Curtea de Argeș nu știu foarte bine ce face Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș și nu știu pe cine să apeleze în caz de nevoie. Aș ruga-o pe doamna director executiv Mariana Moise să spună argeșenilor cum acționează acest centru pentru a preveni violența domestică. De unde am putea să începem? În primul rând, încep din nou, vă mulțumim că v-ați gândit la o asemenea temă, că ați abordat un asemenea subiect atât de complex și uneori atât de nefericit. Dar fiind faptul că, așa cum știm toți, violența este un flagel, se cunoaște la nivel de țară, ați văzut atâtea emisiuni, atâtea promoții pe televiziunile locale și naționale cu privire la acest fenomen. Așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, Direcția de Asistență Socială are competențe, în primul rând, de prevenire și mi-a plăcut că ați spus de a preveni acest fenomen. Pentru că, practic, dacă ne ducem după ce s-a întâmplat un act de violență, e foarte greu să rezolvi, să știți că e foarte greu, cel puțin la nivel local, să rezolvi în totalitate un act de violență. Și de ce spun asta? Așa cum spuneați noastră, avem specialiști, nu mulți, sau poate nu atât cât ar trebui să fie, care se ocupă și de acest fenomen. Ba mai mult, există o legislație în domeniu. În ultimul timp chiar s-au făcut modificări cu privire la legea violenței, pentru că era undeva uitată. A fost emis acest act în 2003, legea 217. Da, prin Convenția de la Istanbul, da, și exact. Femeile ar trebui să știe că sunt apărate de lege, că violența domestică poate fi, devine caz penal pentru agresor. Bine spuneți, deci poate că toate femeile și numai femeile, să știți, ar trebui să cunoască această lege, pentru că în cuprinsul legii sunt toate măsurile, sunt prevăzute toate măsurile care pot fi luate de toate autoritățile care sunt implicate în prevenirea și combaterea fenomenului violenței. Și printre instituțiile care sunt enumerate în legea 217, bineînțeles că sunt și autoritățile locale și implicit Direcția de Asistență Socială. Direcția de Asistență Socială în primul rând, da. Dar ține și de restul autorităților, dacă se implică sau nu în eradicarea fenomenului, în prevenire, așa cum a spus dumneavoastră. Și în combatere. Ce facem noi în acest sens? În primul rând că tot legea ne precizează că trebuie printr-o decizie să se constituie la nivel local și s-a constituit acea echipă mobilă de intervenție. Este o echipă formată din mulți specialiști care în fiecare săptămână am o altă echipă, pentru că fiecare săptămână trebuie să transmită în Poliției Municipiului Curtea de Argeș și echipa care e disponibilă să intervină de urgență într-un fenomen, într-un caz de violență. Practic, ce se întâmplă? Sunteți anunțați? Suntem anunțați de regulă, de poliție, care ajunge prima la locul faptei și ne anunță și pe noi,
imediat ce se întâmplă un act de violență, să ne prezentăm și să luăm măsurile noastre, privind raza noastră de competență. Ce putem face noi? În primul rând, putem consilia victima. În primul rând asta, pentru că e firesc că prima care are nevoie este victima, atât de consiliere, de informare cu privire la măsuri, de informare cu privire la dacă există în județul nostru, că doar în județ există un centru, două, care pot primi victima de violenței, dar care nu este special făcut pentru victime ale violenței. Avem undeva în județ, Vanuș, două centre care primesc mamă și copil, dar și cazuri, pe lângă și cazuri de violență, că practic așa ne putem rezolva cazurile de violență locală care presupun scoaterea victimei din locuință. În Curtea de Argeș aveți un asemenea adăpost pentru victime? În Curtea de Argeș, din păcate, nu există un asemenea adăpost, deși de ani de zile mă lupt să creăm un adăpost, cel puțin temporar, am zis, sau pe perioadă determinată, pentru că, într-adevăr, am avut cazuri de violență și foarte, foarte, foarte greu mi-am rezolvat, să știți. Neavând un centru, neavând un serviciu de zi, cel puțin un serviciu de zi să fie avut la nivel de Curtea de Argeș. Dar toate se rezume la resursa financiară și până la acest moment, deși în planul nostru și în strategia locală a Direcției de Asistență Socială, să știți că e prevăzută înființarea acestui centru, acum cât din surse locale, cât din surse neguvernamentale, noi l-am prevăzut în plan și în strategie și am încercat să găsim. Dar am înțeles că aveți totuși un adăpost. Da, avem un adăpost, practic, dacă îl pot numi adăpost, încă nu este licențiat și nici nu știu dacă îl voi putea licenția în condițiile în care nu sunt pregătită pentru o licenție cu el. Avem un adăpost pentru agresor, pentru că tot legea... Tot e ceva. Da. Legea 217 ne obligă, la fel, obligă autoritățile locale să creeze un adăpost pentru agresor. Multă lume s-a întrebat de ce pentru agresor. Este foarte important să scoți agresorul din domiciliu, să rămână victima acolo cu copii, mai ales dacă sunt copii minori, e de preferat să rămână victima în locuință, pentru că ea trebuie să-și desfășoare traiul normal, înțelegeți? Și agresorul să-l preluăm noi și să-l cazăm, dacă putem și dacă vrea, dacă dorește o cazare la adăpostul nostru. Acum să nu se înțeleagă faptul că noi în adăpost avem condiții... Nu, sunt condiții care cămin și asta este. Da, dar poate să stea acolo o noapte, două, cât se liniștește și probabil este și el sfătuit. Da. Există psihologi care intervin și care îi spun cum trebuie să se poarte. De regulă să știți că agresorul, din experiența noastră, se află într-o stare de agitație și el la rândul lui. Și așa cum spunea și noastră, uneori are nevoie de servicii de consiliere, cel puțin consiliere psihologică, chiar și socială, pentru agresor și e foarte important a se face această consiliere, dat fiind faptul că și el poate fi schimbat, poate să dobândească și să-și modifice, să-și modeleze comportamentul de așa natură încât să nu mai provoace asemenea acte. Ar fi bine să dați un număr de telefon la care să apeleze victimele atunci când sunt agresate? Bineînțeles că pun la dispoziție numerele, cele două numere ale direcției, pentru că ne interesează foarte mult și fac un apel pe această cale și, așa cum v-am zis, vă mulțumesc că ați deschis și ați abordat o asemenea temă, să ne contacteze cu toată încrederea că vor fi, cum să vă zic, în primul rând le vom păstra anonimatul și confidențialitatea, care sunt cele mai importante. Și dorim să ni se adreseze că poate cu specialiștii noștri reușim măcar să ne consiliem psihologic, pentru că e foarte greu când ești o victimă a violenței, indiferent de ce natură. Da, ai nevoie de sprijin psihologic, dar exact. Nu poți să te desprinzi cu totul din această relație nocivă. Iar dacă fenomenul s-a întâmplat atât de violență și poate fi o violență fizică, atunci are nevoie și de însoțire la o unitate medicală, de preluarea copiilor, că nu se știe cu cine român, adică sunt atâtea și atâtea probleme care intervin. Da, pentru că și copiii sunt victime și ei ale violenței domestice. Exact, gândiți-vă ce înseamnă violența asupra mamei, este clar,
violență într-o familie, că nu contează, au fost și violența asupra tatălui, să știți, am avut și dar orice caz se răsfrânge, indiferent cum ar fi să răsfrânge asupra copilului. Și... puteți să le dați numărul ăsta de telefon? 0248-708-923 și 0248-708-924, care este telefonul pe care răspund eu de regulă și... și poți să apeleze la orice oră. Deci poate apela la aceste două numere de telefon, pot apela în timpul programului nostru, că și aici o problemă, avem un serviciu de telefonie că, la care să răspundă cineva și noaptea, la poliția municipiului, pentru că practic dumnealor ajung prin și singurii, este singura instituție care poate la acest moment să intervină prin ordinul de provizoriu de restricție și ar fi bine să apeleze la poliție, mai ales că poliția trebuie să învețe și cum să completeze o asemenea cerere de solicitare a ordinului de protecție, dar și la noi la de restricție, da. Da. Dar sunt foarte multe femei, sunt femei care apelează, dar apelează, cum să vă spun, în cazuri extreme, de violență extremă. Dar violența asta se desfășoară și în spatele ușilor închise, în care nu știe decât victima ceea ce suportă, pentru că există tendința asta de a considera că e rușinos să spui problemele din familie. Deci am invitat și doamnele care, bineînțeles, sub semnul anonimatului, care suferă violență domestică, dar tac, să apeleze la serviciile asistenței, Centrului de Asistență Socială și de asemenea și psihologii Asociației pentru Dialog Intercultural le stau la dispoziție, pentru că prin niște servicii din acestea de consiliere se poate ameliora sau putem să le dăm câteva sfaturi care ar putea fi foarte utile pentru ele. De asemenea, cred că ar fi foarte important să facem niște emisiuni pentru prevenirea violenței domestice, mai ales pentru tinerele fete, pentru a nu intra în relații nocive, pentru că atunci când intră să știe cum să se ferească și să știe foarte bine ce le așteaptă, să poată să își dea seama că sunt într-o situație de violență domestică, pentru că violența nu înseamnă numai violență fizică. Asta am putut și nu aș dori să vă întreb, că asta a spus punctul pe ei efectiv. Violența nu este numai din singur timp, nu e mai violența fizică. Violența se manifestă sub mai multe forme. Poate fi violență verbală, pe care să treci cu vederea și să zici, lasă că se schimbă. Poate fi violență psihologică, care este și foarte dureroasă, abuzul emoțional, și este o formă superiorii de grav ca abuzul fizic, da. Exact, poate mai grav uneori, deci dacă vorbim de violență psihologică, bănuiesc că e mult mai grav. Nu că mult mai grav, e foarte grav, rămâi cu sechele permanente. Poate fi violență economică. Bineînțeles, generează o victima restricționată de la poate resurse violență, exact, socială, când victima este izolată. Izolată. Deci sunt atâtea forme și încă o dată vă spun, e binevenit această emisiune și alte emisiuni dacă da, deci ideea este că va trebui să facem emisiuni în continuare, să vorbim despre fiecare formă și cum putem să vă ajutăm. Așa cum spunea și dumneavoastră, atât femeile, cât și copiii, orice persoană din comunitatea noastră care a suferit sau suferă după urma unei forme de violență, indiferent de ce tip, așa cum spuneam. Să știe să spună, să ceară ajutorul, să știe că există oameni, că există o lege care îi protejează, că există o direcție care, la momentul acesta, are niște servicii cu care putem veni în întâmpinarea victimelor. Da, și să știe și că există un proiect acum prin care își propune prevenirea și combaterea violenței. Exact. Vreau să vă spun, mai menționez un lucru. În 2015 am desfășurat cu mai mulți parteneri un proiect dedicat victimelor violenței. S-a numit Femi Integra, integrarea socioprofesională pe piața muncii a femeii. Și atunci am descoperit oameni, persoane de sex feminin, în mare majoritate, care erau victime ale violenței și care au fost ajutate foarte mult în acea perioadă.
A rămas de pe urma proiectului respectiv o rețea de sprijin constituită la nivelul regiunii Sud-Muntenia, pe care putem să o folosim și să o reactivăm. Bineînțeles că noi am ținut legătura, am organizat campanii ulterioare, cel puțin de sensibilizare a opiniei publice cu privire la acest fenomen, doamna profesoară, pentru că opinia publică în cazul ăsta, fenomenul violenței, să știți, contează extraordinar de mult. Bineînțeles, dacă mă fac să nu văd ce se întâmplă, exact, când aud vecinul că și bate soția sau copilul, înseamnă că sunt părtași la acest fenomen și că... Și nu sunt responsabil social. Exact, nu sunt responsabil. Contează foarte mult comunitatea și implicarea fiecăruia să combate fenomenul. Vă mulțumim mult și, într-o emisiune viitoare și vom lua fiecare caz în parte pentru a preveni acest flagel.